Da, bună dimineața. Aș vrea să mă fac clar înțeles. Vă rog. Nu sunt în discordanță cu noul primar ales și nu am afirmat că școlile trebuie redeschise în zonele cu plan roșu. Dar să revenim la știință. Ce spune știința despre închiderea sau redeschiderea V-ați bazat pe niște școlilor? Studii în momentul în care ați făcut aceste afirmații. Exact. Adică trebuie să luăm decizii bazându-ne pe realități ale locului respectiv, nu pe generalități, nu pe prejudecăți și nu pe emoții. Și cifrele sunt în felul următor. În Italia, în septembrie, s-au deschis cele peste 65.000 de școli și o lună mai târziu existau cazuri raportate numai în 1.212 școli italiene, adică 1,83% din toate școlile din peninsulă. Și în aceste locuri unde au fost cazuri, în 93% dintre aceste școli, adică în aproape toate, exista numai câte un caz pe clasă. În toată Italia există o singură școală unde au fost peste 10 cazuri într-un singur focar. Deci e adevărat, copiii se pot infecta, este adevărat, copiii pot să transmită infecția mai departe, dar nu este adevărat că ei sunt principalii promotori ai infecției în comunitate. Și asta o dovedește un studiu american care a analizat 57.000 de profesori de școală primară și de grădiniță. Și i-a comparat pe cei care au stat acasă la programul hibrid, online sau de oricare ar fi el, cu cei care au continuat să meargă la școală. Și s-a observat că pe toată durata primăverii și a verii, până la închiderea școlilor, cei care au lucrat fizic cu copiii aceștia mici despre care vorbesc eu, nu vorbesc de adolescenți, vorbesc de copiii de grădiniță și de școală primară, au avut infectare COVID în aceeași proporție ca cei care au lucrat de acasă. Asta ce ne spune? Unde au fost mai mulți, au fost numai pentru comunitatea din care erau ei, adică restaurantele, locurile de distracție, teatrele și așa, erau deschise fără niciun fel de restricție. Aceste date ne arată faptul că copiii s-au infectat acasă sau în mediul în care au fost duși de părinți, nu neapărat la școală, pentru că spuneați că au fost clase în care s-a depistat un singur caz. Da. Asta înseamnă da. Că acel copil nu a transmis mai departe colegilor virusul. Evident, asta în condițiile în care se respectă cu strictețe toate aceste reguli de dezinfectare, de purtarea măștii, de aerisirea sălilor de clasă. Da, cu siguranță la școală este cel mai sigur loc pentru un copil într-o anume comunitate dată. De ce? Pentru că la școală, în primul rând, profesorul vrea să rămână sănătos și atunci va impune, cu mijloacele potrivite vârstei elevilor săi, acele strategii pentru a rămâne în siguranță cu toții, și elevii și el. Deci nu din școală vom răspândi în comunitate fenomene infecțioase. Asta știm de mult. A fost făcut studiu australian în New South Wales, în care au fost analizate absolut toate grădinițele și clasele primare și s-a observat că cel mai periculos loc în școală este la cancelarie, unde profesorii se pot infecta ei pe ei. Dar vorbim încă o dată de 18 cazuri în tot New South Wales, adică într-o regiune a Australiei care e cam cât România ca populație. Nu cât România, puțin mai mic, dar oricum. Există mai multă atenție în ceea ce privește copiii de vârstă mai mică, pentru că sunt supravegheați și există un regulament bine stabilit. Cresc riscurile odată cu creșterea vârstei? Da, adolescenții sunt mai rebeli, au o activitate ceva mai mare și o rază de acțiune mai mare și strict medical, din punct de vedere medical, un copil mic are capacitate vitală mult mai redusă. Adică stropitoarea cu care împrăștie salivă și particule în jurul lui este situată la o înălțime mult mai mică și cu un debit mult mai scăzut. Deci, strict vorbind, fizicește de riscuri, copiii reprezintă un risc mult mai mic pentru comunitate. Și există dovezi în care deschiderea școlii a accentuat numărul de cazuri în comunitate, foarte rare, cel mai notoriu e cel din Israel, dar încă o dată vorbim de clase care aveau 35 până la 38 de elevi. Asta sigur nu se poate. Dar cu grupe mai mici, cu mai puțin, cu respectarea regulilor, putem ține școlile deschise în zonele unde se poate. Deci nu în ciuda unui focar comunitar cu peste 3 la 1000. Vă mulțumesc tare mult pentru toate aceste precizări. A fost în legătură directă cu noi domnul dr. Mihai Craiu.